Locuitorii din comunele Sălășene au aproape de două ori mai mult de așteptat pentru a beneficia de serviciile stomatologice decât cetățenii din mediul urban. În mediul urban, 963 de locuitori sunt arondați la un medic stomatolog, în vreme ce în sate numărul este de aproape trei ori mai mare. Astfel, un stomatolog deservește aproximativ 2500 de pacienți. Deși asistența medicală stomatologică este necesară persoanelor de orice vârstă, indiferent dacă locuiesc în mediul rural sau urban, realitatea ne arată că este mult mai dificil pentru o persoană din mediul rural de a accesa servicii stomatologice decât pentru un locuitor din oraș. Potrivit raportului județean privind accesul la serviciile de sănătate prezentat de directorul Direcției de Sănătate Publică Sălaș, Ligia Marincaș, în Sălaș sunt înregistrate 169 de cabinete medicale, dintre care 111 în mediul urban și 57 în mediul rural. Când vorbim de asistența stomatologică, ne gândim la 169 de cabinete medicale, 111 în mediul urban, 57 în mediul rural. Sunt deservite de 143 de medici dentiști. Repartiția urban-rural a medicilor ne arată o inechitate destul de mare. Dacă în urban la un medic sunt arondați 963 de pacienți sau de locuitori în medie, în mediul rural, din păcate, cifra este aproape o dată și jumătate mai mare, 2500 aproape. Informațiile prezentate în raportul privind accesul la serviciile de sănătate în județ arată încă o dată că îmbunătățirea accesului la serviciile medicale trebuie să fie printre prioritățile conducerii țării. În secolul 21, serviciile stomatologice nu trebuie să fie considerate drept un lux, ci o necesitate. De asemenea, o analiză mai consistentă ar trebui să se concentreze și asupra accesibilității asistenței stomatologice din punct de vedere al raportului dintre veniturile pacienților și prețul serviciilor.